Oameni buni, mama mea e în spital. Hai să vă spun care e adevărul, da? Că nu am nimic de ascuns. I-am promis o Brigitte că mergem la convenția notarială să facem departajarea de bun. Am mers frumos la notariat, am făcut tot ce a spus Brigitte. I-am promis că îi fac gardul. Avem muncitori în curte. Ne-am apucat de gard. Am muncit cu muncitorii, am cărat materiale, totul ok. I-am promis că îi rezolv terenul care a luat de la noi. Nu avem să-i dăm bani, nu are să-mi dea bani. Suntem pe zero, da? Mi-a achitat terenul. Mi-a dat niște bani, i-am dat terenul. I-am promis că o ajut cu autorizația. Cu ajutorul Dumnezeu, săptămâna viitoare este autorizația. I-am completat, m-am ocupat de arhitect. Am ocupat tot. E tot ok. Din păcate, mama mea este foarte bolnavă. Vă dați seama, știu că ați filmat și la Brigitte și am venit să vă spun. A început să țipe, să urle, că să stau eu cu muncitorii. Vă dați seama, pentru mine mama mea e cea mai importantă. Nu pot să stau cu muncitorii care avem în curte, care îi fac gardul, care am pus, sunt muncitorii mei. Eu m-am ocupat de tot. Când mama mea este la spital, gândiți-vă, am o singură mamă, tatăl meu a murit. Că vrea Brigitte să stau cu muncitorii și să muncesc. Doamne, ești martor, muncesc oriunde spune Brigitte, dar nu când e vorba de mama, în timpul meu liber. Am 2 ani de zile cu tine, Brigitte. Eu vreodată ți-am întors cuvântul, nu am tras cu tine la aceeași căruță, nu am făcut tot împreună, Brigitte. Tu apar peste tot. Vezi, Doamne, că tu faci totul. Da, Brigitte, tu ești cea mai tare, tu ai toți banii, eu n-am muncit, eu am făcut numai nenorociri. Ești mulțumită, Brigitte? Brigitte, gândește-te că e un Dumnezeu sus. Eu 2 ani de zile am fost lângă tine, trup și suflet. Mi-ai zis să renunț acum 1 an de zile la problemele familiilor mele, să vin să stau cu tine. Că suntem 5 frați și că de ce să mă ocup numai eu? Brigitte, pentru că te iubesc. Și te-am iubit, da? Am făcut ca tine, am lăsat familia deoparte și m-am ocupat cu tine, da? Am mers cu tine și am tras amândoi. Am pus la am făcut măști împreună, tot ce am făcut. Avem realte împreună. Toți banii sunt la tine în cont, Brigitte. Nu am pus nici. Eu în 2 ani de zile n-am împrumutat un prieten. Am zis tot ce producem noi sunt la tine în casă, că n-avem normal. Suntem o familie și nu se pune că stai mei sau ai tăi. Va veni Florin foarte supărat că a vorbit cu maica care era în spital internată, că au sunat toate rudele de la Rahova, că ce genții a adus Florin la ea și alte chestii, articole vestimentare și că când mi-a luat ea agenți și probabil că s-a uitat exact pe reclama pentru următorul episod și a pornit o adevărată furtună. Au curs toate discuțiile ulterioare, au culminat prin plecarea lui după 2 săptămâni după ce abia se întorsese acasă. Mi-am făcut o păcate, după cum am spus, și mi-am cerut și scuze, da, apoi, și maica s-a cică. Maica e la spital. Pe maica s-au sunat toate rudele ei și a plâns și plângea la Florin și când a venit acasă a venit foarte nervos și mi-a spus că ce, că am sunat maica mea că în viața ta să nu mai apelezi la Brigitte pentru nimic, pentru că ne-a făcut de râs, că a spus că i-am luat gențile și hainele și m-a sunat toată lumea. Așa? Adică nu știu, mie mi se pare că n-are nicio legătură cu ceea ce am spus eu. Era o chestie între mine și Florin, adică eu n-am voie să comentez despre faptul că îmi dau seama dacă Florin spune ceva și îmi dau seama. Plus de asta că de ce am zis eu că el n-are decât 3 proprietăți, că de fapt mai are și casele de la Ștefănești care sunt împreună cu cineva pe firmă și că de ce vreau eu să par eu că sunt aia bogată și nu știu ce, dar bine, așa și eu. Ieri m-am uitat după ce a plecat el pe reality și am văzut că zicea, ca să vă demonstrez, că ea nu are niciodată dreptate și că exagerează și că face pe victima și victima sunt eu. Deci chiar nu și-aia a spus chestia aia și nici mie nu mi-a convenit, de exemplu, și nici mamei mele. Adică, pe bune, de câte ori m-a sunat maică mea sau de câte ori a fost maică mea nervoasă pentru chestiile care le spunea Florin sau le vedea pe sticlă în momentul în care eram trasă din mașină și îmbrâncită și tot ceea ce s-a întâmplat, da? Și maică mea până la urmă m-a lăsat în pace, pur și simplu, n-am mai vrut să se uite pe reality. Și acum am are cas pentru valize și a plecat, pur și simplu. A spus că el stă cu mine în loc să se ducă la spital și chestii din astea și am zis du-te și a început să mă înjure și pur și simplu a plecat. Deci au trecut 2 săptămâni, da, de când a plecat din nou și s-a întors ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, da, și acum a plecat a doua oară, da, a doua oară cu telefonul, fără mașină, fără absolut nimic, a plecat pur și simplu. Deci la mine nu este gară, în primul rând. Această discuție a culminat urât, în sensul că el m-a jignit foarte tare, drept pentru care a văzut și fata care m-a ajutat în ziua aceea și a hotărât să nici nu mai vină la mine la lucru, pentru că
nimeni nu acceptă violența verbală și tot ce s-a întâmplat și lumea nu vrea să fie în prezența astor certuri și discuții care sunt în halul ăsta. Doi la mână. Din punctul meu de vedere, mi se pare cel mai urât posibil să cauți motive și apoi să mă acuz pe mine. Eu care am încercat să fiu împăciuitoare pentru că am zis că are problemele care le are de sănătate, maică-sa, nu-i bine să faci circ sau să faci nu știu ce, în fine. Și că ziua de mâine nu ne aparține, da? Și până la urmă mi-am dat seama că de fapt eu sunt babau ce rău, da? Asta vrea să se pară. Am primit tot felul de mesaje de pe Instagram și pe Messenger. Am primit mesaje în care femeile spuneau că eu nu-l merit pe Florin și că eu îi mănânc lui banii și că eu îi... că sunt plină de datorii sau chestii de genul ăsta. Deci, în fine, nu contează și oricum nu e problema nimănui câți bani am eu sau câți bani nu am eu. Și mai mult decât atât, din punctul meu de vedere, această relație este o relație în care dacă eu mai accept ceea ce mi se întâmplă, ca el să plece când vrea, să vină când vrea. El, data trecută de Paști, a stat și s-a uitat pe camere, pentru că eu jur împrejur în camere. Am camere și perimetrale în jurul casei și el vedea când vin, când plec. Știți ce am făcut? Am sunat și am schimbat toate parolele, da? Ca să nu mai mă poată urmări. Pur și simplu, mi-am schimbat parolele, că avea parola mea de Instagram, parola mea de Facebook, avea tot. Mi-am schimbat absolut tot, am dat delogare de pe orice telefon, de pe orice chestie străină. Și asta este, nu mai am ce să mai zic. Și îmi văd viața mea înainte, deci nu mi se pare ok, adică nu sunt o victimă. Îmi asum ceea ce fac, îmi asum faptul că, în primul rând și în primul rând, da, eu vreau să plec într-o săptămână la Paris. Acum, îmi pun și eu întrebarea. Dacă plec cu Florin la Paris, da? Cum e normal? Adică nu e normal dacă tu ai o treabă la Paris și vrei să-ți cumperi ceva, să îți iei și soțul cu tine, nu te duci de unul singur ca un cuc, stai două zile acolo să faci lucrurile frumoase. Eu ce o să fac acum? Ce fac eu acum? Zici și mie, ce fac? Dar, Brigitte, nu e normal. Gândește că Dumnezeu sus, e vorba de mama mea. Adică să eu să stau cu muncitorii în curte și mama mea să duc în spital și eu să nu fiu lângă ea în momentele cele mai grele, nu ți-am cerut bani, nu ți-am cerut nimica. Doar să stau cu mama și tu te superi și îți spui că cine stă cu muncitorii și că nu-ți convine că mă duc eu la sală? Să pare normal? Eu știu că asimași la Brigitte. Vreau să vă spun că decizia cea mai importantă pentru mine să fiu lângă mama mea. Mama mea acum este în operație, suntem toți la spital. Dar eu am ieșit afară ca să vorbesc, că nu aveți voie să intrați acolo, doar eu am voie. Că sunt și eu la ușă și eu am două vaccinuri făcute. Mulțumesc Dumnezeu și mă rog la bunul Dumnezeu ca Dumnezeu să o vindece pe mama. Aștept să iasă din operație. Vreau să vă spun că Brigitte are dreptate cu totul. Brigitte e cea mai bună, Doamne. Păi cum să simte mama? Mă sună mama și în spital și îmi spune că eu am furat gențile și hainele. Păi ce să mă hoț? Mă duc și fur hainele mele? Păi erau haine și vă dați seama cum exagerat. Ați văzut și voi, hainele erau la spălat. Totul, da, Brigitte, tu ai dreptate, tu ești cea mai bună, tu ești cea mai tare, ești numărul unu, Brigitte, tu ești cea mai milionară, noi n-avem nimic, Brigitte, ești mulțumită, Brigitte, să dea Dumnezeu să fii binecuvântată, să ai tu tot ce vrei tu, Brigitte, eu nu vreau nimica, vreau doar să fiu lângă familia mea și sunt lângă ei, mai ales că noi suntem, da, eu nu s-o las niciodată familia mea, Brigitte, în moment, da, dacă mama era sănătoasă, eram lângă tine, cum a stat 2 ani de zile, Brigitte, dar mama mea e în spital și o să stau cu tine să-ți fac gardul, Brigitte, și să-ți mă duc să fac curățenie la câine, nu ți-e rușine, mă, Brigitte, mă, și te super că mă duc eu la sală? Doamne bun, Brigitte e cea mai bună, e cea mai tare, e numărul 1, tot ce spune Brigitte are dreptate, are de toate cu totul, doar atât vreau să spun. Sunt lângă mama și voi fi lângă ea până să face bine. Vă mulțumesc, Domnul să fie cu noi, amin. Mă duc la Paris. Cu Florin o să spună că din cauza că a fost cu mine la Paris, a pierdut nu știu ce, cum a spus el și cum îi spunea la maică-sa. Deci femeia, gândiți-vă ce crede despre mine. Crede că din cauza mea, că eu am călătorit împreună cu soțul meu, da? Din cauza mea, deciziile le-am luat împreună. Deci, eu am văzut Disney-ul. Eu chiar n-am vrut, după ce am vândut casa de la Timișoara, să merg la Disney. El a spus, hai să mergem pentru Sara, că este vacanță. El a zis, hai să mergem în Dubai. Mergem în Bali, eu nu știu, între Crăciun și Revelion,
dacă există vreun avocat, vreun notariat deschis să facem un proces. Eu știu că nu. Adică exact în perioada în care am fost plecați. Da? De ziua mea, eu am vrut să dau o masă. Iar el a spus să fac ceva pentru sufletul meu. Și așa am plecat în Dubai sau în Anglia anul trecut. Deci tot la îndrumarea lui. Ca apoi să se plângă că eu nu l-am lăsat. Nu, haideți să ne înțelegem. Am fost un susținător moral al problemelor care erau pe lângă el și nu numai. Nu pot să spun că au fost ok, la un moment dat ne-au dat înapoi un teren, dar mi-au spus că l-au dat la jumătate de preț. Eu am plătit 91.000 de euro punct pe acel teren, adică gen, în cuantum banilor ăștia mi s-a dat terenul, nu 50, nu ce s-a spus. Deci, pe lângă acest lucru, care eu nu fac nimic cu terenul și nici nu vreau să construiesc și pur și simplu mă uit la el. Da? Eu am vândut o casă cu piscină frumoasă, cu mobilă, cu personalizată, cu tot. Am vândut-o și până la urmă toți banii am băgat acolo. Da? Așa, tot mi-a scos ochii și mi-a zis vrute și nevrute, nici nu vreau, că nu mai vreau să spun, că dacă stau și-l ascult, mi se face mie pur și simplu scârboa de mine cât de rea și nenorocită sunt. Sunt cel mai mare nenorocit om care există vreodată și asta este, adică gen. Dar serios acum, nu știu ce mai pot să fac, adică gen, ce pot să fac? Adică nu știu, eu în situația mea nu văd. Și mama mea a fost bolnavă și mama mea a avut probleme, nu vreau să zic ce probleme, dar probleme a avut de sănătate, da? Și vreau să spun că au umblat surorile mele la Cluj și pe unde am fost și eu am avut probleme, poate, în București, da? Și ele doar îmi ziceau la telefon, da? Și asta a fost, adică gen, nu că sunt un om rău sau așa, dar sunt probleme și probleme. Adică gen, ok, băieții ăștia sunt capabili, se descurcă cu gardul, că nu asta e o problemă și știu ce au de făcut și e ok. Ar trebui să-și măsoare cuvintele, înțeleg că este stresat, înțeleg că e o situație de sănătate cu maică-sa, l-am înțeles. Eu asta am vrut să-i spun. Eu te-am înțeles, chiar dacă mie nu mi-a convenit și eu știam că este un vis al tău și m-am anulat pe mine. Nu ți-am spus nu. Tocmai pentru că am vrut să te susțin și să-ți arăt că sunt lângă tine, da. Și eu n-am găsit cu nimica. Dar nu e normal să mă faci pe mine să par vinovată. În schimb, ce pot eu să vă spun este că i-am spus doar atât. Când ai ales, pentru că el face în fiecare dimineață antrenamente cu un prieten de-a meu, pe care eu l-am rugat să se ocupe de el, pentru că el vrea să-și consume energia și să lupte în ring. Florin, vrea să ajungă să lupte în ring. E, și eu, chiar dacă n-am fost de acord, eu nu-mi permis să-i spun, bă, nu sunt de acord și să nu te pregătești. Eu atunci l-am susținut. Eu am vorbit cu prietenul meu, cu Mirel Drăgan, pentru ca să îl ajute să-l antreneze și a început un antrenament de vreo săptămână, zi de zi, da? Eu am fost cu el împreună când și-a cumpărat toate chestiile care îi trebuiesc pentru pregătire. Mai mult decât atât, am vorbit cu stomatologul să-i facă proteză, tot absolut tot, adică chiar am făcut tot. Și el am întrebat doar atât, iar datul la sufletul meu nu te-ai gândit, pentru că eu, chiar dacă n-am fost de acord și poate, dacă era visul tău, eu te-am ajutat în sensul că te-am sprijinit, am sunat, te-am susținut, ai plecat la antrenamente, am rămas eu cu muncitorii, am rămas eu să o duc pe Sara, am fost singură la cum zicea, provizionare.